basketbalistul original din Reghin, Rareș Uț, a legitimat la un club din Spania, a fost prezent pentru a doua oară la campionatul european Under-18 masculin. În această ediție a Euroligii juniorilor, românul a avut 7 partide disputate. Cu acest sezon, Rareș își încheie junioratul la Unicaja Málaga, dar speră să își continue cariera de basketbalist la echipa a doua a clubului, care joacă în Liga Secundă a Spaniei. Rareș Uț a încheiat cel de-al doilea sezon în Euroliga juniorilor. Sportivul originar din Reghin a participat pentru a doua oară consecutiv la turneul final al Adidas Next Generation Tournament, considerat cea mai importantă competiție în basketul european de club, scrie presa națională. Echipa românului s-a calificat ca urmare a turneului susținut la Roma, în cadrul căruia a obținut 3 victorii și o înfrângere. În cadrul turneului final, Unicaja Málaga a obținut o victorie și a suferit 2 înfrângeri la diferențe de 3, respectiv 5 puncte. Astfel a ratat calificarea în final, clasându-se pe locul al treilea în grupa din care a făcut parte. În ediția 2014-2015 a Euroligii juniorilor, sportivul reghinean născut în 1997 a avut 7 partide disputate, la care se adaugă alte 5 din sezonul anterior. Cu acest campionat, Rareș își încheie junioratul la Unicaja Málaga, dar speră să-și continue cariera de basketbalist la echipa a doua a clubului, care joacă în Liga Secundă a Spaniei. Reghineanul a declarat pentru ziariștii români că așteaptă să fie cooptat la lot și apoi să prindă campionatul european. Visul său este să joace în primul eșalon valoric al basketului masculin spaniol și în Euroligă. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Mihaela Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!